zen. Să trecem acum și la gramul de practică. Să ne apropiem puțin. Maestre, sunt încă nou în zen. Spune-mi, te rog, arată-mi calea. Maestre? Da. La poarta mănăstirii este un cerșetor. Ce trebuie să-i dăm? Nu înțeleg. Cum ai putut să iei femeia în brațe? Nu am făcut un legământ să nu atinge niciodată o femeie, mai ales una tânără și frumoasă. Ai luat femeia aia în brațe. Din când în când, la ora ceaiului, călugării zen erau vizitați de un oaspete localnic, care li se tot plângea. Și? Care... Griji, probleme, ce să fac? Mi s-a îmbolnăvit vaca. Anul trecut a fost secetă, anul ăsta, știți, a plouat prea mult. Probleme cu vecinul, probleme cu nevasta, ba vecinul cu nevasta. Griji, probleme, ce să fac? Maestre? Care-i cel mai minunat lucru din lume? Cea mai bună întrebare. Exact asta pe care mi-ai adresat-o. Iar cel mai bun răspuns pe care aș putea să ți-l ofer este chiar acesta pe care ți l-am oferit.